L-a început pe tot ecranul. M-auziți? Ștefan Hrușcă din Mara Mureș. Bună seara, vă spune Vali Șerban din Alba Iulia. Bună seara, vă spune grupul satiric Mesaj din Oltenia. Bună seara, vă spune Ion Hagiu din județul Covasna. Dobrogea, vă salută prin Ștefan Dinu din Murfădlar. Bună seara, vă spune Arpa Domocăș din Miercurea Ciuc. Bine v-am găsit, grupul Promuzica din Timișoara. Bună seara, Valeriu Benișoara Vaslui. Bun găsit, vă spune Flacăra Pop. Bună seara și bine v-am găsit, vă spune Constantin Dragomir din Craiova. Bună seara, sunt Nicolae Cenan din Cluj-Napoca. Bună seara, vă spune Tatiana Filipoiu din Făgăraș. Bună seara, vă spune grupul Iris din București. Din ce în ce mai răgușit vă salută Ginuliță din Moldova. Bună seara, sunt Ducu Berții din Sighetul Marmației. Vă salută Vasile Șeicaru din Galați. Există niște oameni pe care îi iubesc. Au vârsta conștiință și apartenențe mele. Numele meu e Adrian Păunescu. Acesta e cenacul Flagăra. Cântăm pentru dumneavoastră, cântăm pentru libertatea țării și luăm libertatea ca atare. O transformăm în cultură tranzitivă. Cenacul Flagăra vă salută un minut înainte de ora fixată, conform obiceiului său, de a fi punctual la întâlnirea cu istoria. Așadar, fiți bineveniți la cenacul Flagăra. Există niște oameni marcați de folc și rom. Ce au nevoie în țară de spirit și de toate. Și dacă nu am face cultură pentru ei, ei și-ar lua o-n taină de prin străinătate. Și noi am fost excentriți și noi am fost puliți. Nici noi n-am mers la baluri să băguim tangol. De ce să trecem astăzi pe niște încuiați pe care îi adrește. Generație în blugi. Generație în blugi. Încă atât de
cabinete pe care le-am primit, cel mai frumos compliment pe care l-a primit Cenacul Flacăra, de la Chira Petre, din comuna Prundu, județul Giurgiu. Dacă nu eram român, fugeam în România. Nemaipomenit! Da, bună seara, Andrei, bine ai venit! Bine v-am găsit. Chiar mă gândeam că noi ne cunoaștem de vreo 27-28 aproape, de ani. Aproape 30 Marius Tucă Show e de vreo 25 de ani. 25 de ani, da, nu corect. Cumva e prea repede că m-ai chemat acum prima oară, m-ai invitat. A, au trecut prea repede. Nu, adică 25. Nu te-ai grăbit să mă chem prima oară la emisiunea ta? Păi știi de ce? Că asta e o chestie de obișnuință. Vorbim cu tine într-o perioadă atât de des, întâlnindu-ne des și cu tine și cu Adrian Păunescu, făceai parte din casă, adică era culmea să te mai chem și la televiziune. Hai, trebuie să fim sinceri, noi n-am împrietenit și dacă nu eram eu, probabil că te împrieteneai cu tatăl meu mai târziu. Deci și asta e adevărat. Eu am scurtat, da. După care m-ai abandonat, după bunul tău obicei. Abandonat, că ăsta este stilul casei. Te-ai împrietenit cu... Dar unde eram? Eram în America de Sud. Noi n-am împrietenit. Ce an era? Păi, arată poza aia cu mine. În 1994. 94 era? Incredibil. În 1994, în mai, da. Am fost... într-o vizită cu primul ministru. Guvernul României. Da, da, așa, erau mulți. Era să cădem și cu avionul. Da, peste... corect, e adevărat. Și atunci Crebenciuc, în avion, a zis, nu vă temeți, guvernul ăsta nu o să cadă nici cu avionul. Nu poate cădea decât cu avionul, că la moțiunea de cenzură nu reușiseră. Da, nu mai știu, nu mai țin minte. 96... Tu, eu și Doina Gradă eram cei mai tineri din echipa. Săraci. Da. Da, uitați-vă aici. Ia. Uitați-vă aici, ia, o poză. De râs, o poză cu Marius Tucă, extenuat de atâta reportaj. Știi câte chile aveam acolo? Uitați aici, ăsta da. E Marius Tucă, l-am fotografiat dormind 50 de kilograme aveam în America de Sud. Da, săracu. Începem tare, nu? Ce frumos, ce tânăr eram. Dar apropo de prietenia noastră și după aceea prietenia cu Adrian Păunescu, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că la un moment dat noi, fiind ceva mai tineri, ne mai întâlneam acasă pe la taică tot cum ar veni, pe la Adrian Păunescu și cu Tatiana cântam. El pleca, da, el pleca cu treabă, da, era și atunci timpul. Eu te sunam și ziceam, ce? Hai să faci. Și veneam, cântam, era și cântam, Tatiana Stepa. Da, și Tatiana. Și, și la un moment a venit, dat a venit, a venit, dar venea pe neașteptate. Zii tu ce se întâmpla. Păi tu știi ce poți să spui, ce cuvinte poți să spui, ce te lăsă ce neau să spui. Deci era de o gelozie de asta. Faptul că noi ne întâlneam, adică eu și cu Andrei și cu Tatiana, și puneam la cale, sau puneam o gândire, ce făceam, ascultam muzică, cântam, ascultam muzică, păi, vorbeam. Eu aveam 20 ceva de ani, tu cred că exact, da, aveai tot cam 25, așa 25, 27, 27 da. De ani și venea și după aceea era supărat, vreo 3 zile nu vorbea cu noi. Că noi de ce ne-am întâlnit, de ce am cântat, de ce am vorbit fără el. Că venea până da. Pusă masă. Da, vreau era să întreb ceva. Mulți mi-au zis că profilul... tău de zeiță antică. Profilul meu facial este același cu al tău, cu al lui Ion Crăciunescu. Profilul ăsta... Păi nu știi că ne zicea că suntem dănaci? Ai ceva? Ai să-mi dai vreo veste vis-a-vis de paternitate? Nu. N-am nicio veste că nu. Mama mea și tatăl tău nu s-au cunoscut. Dar zicea, asta băi, voi aveți, asta, aveți, asta știi voi tu. Aveți față de dănaci. Toată ziua ne... Pentru că eram persecutați de el de multe ori, adică eram ținta ironiilor. Și atunci când noi mai ripostam, se supăra, frate, era ca un copil. Deci ești sigur că nu e prea repede că m-ai invitat după 25 de ani de când facem misiunea, deci noi suntem prieteni de 30. Îi rog pe cei care filmează în studio ăsta să vadă ce ai pus pe masă. El învăța săracul de pe vremea lui taică-so. Care sărac? Săracul bogat. Nu. Marius Tucă vrea să intimideze cum face întotdeauna. Să-și intimideze partenerii ca să stea cu minți. Cu mine nu mergea că ne cunoaștem de când eram mici. Nu, dar el a venit pregătit pentru că venea Adrian Păunescu și zicea Andrei, vreau și eu înregistrarea din 1980, toamna. Din unde este cartea mea? Păi și dacă nu eram așa? Iubiți-vă pe tunuri. Păi bine că și erai. Și dacă nu eram așa, dacă nu făceam în anii aia în care colegii mei... cum să spun eu, își petrecea adolescența și tinerețea. Corect. Dacă nu filmam tot, mai publicam acum pe canalul ăsta, care Doamne ajută, eu extraordinar, da. Mai publicam eu întâlnirile lui de acasă, da. Cu Florin Piersic, nu stai un pic să spunem. Vadim. Nu te arunca pentru că te las să vorbesc singur. Da. Andrei a lansat un canal de YouTube absolut excepțional, unde pune documente, practic, documente istorice din ultimii 40-50 de ani, filmări unice și așa mai departe. Și, și Cenaclu Flacăra, și Cenaclu Nou. Cenaclu... Nu, stai o secundă, că e adevărat. Și drumurile alea, și culisele, și momentele în care, de exemplu, niște oameni care astăzi au ajuns la maturitate artistică, debutau când aveau 15 ani, 20 de ani. Și de care nu știa nimeni niciodată, nimic. Și astăzi sunt vedete. Sunt mari vedete, da. La un moment dat o să vin și cu filmul din America Latină în care ne-am cunoscut. A, ce drăguț. Da. Suntem filmați acolo? Nu suntem. Eu am filmat. Băi nu, tu ai filmat, tu te că tu filmai tot timpul. Prin buzunare, prin orașele. Eram șef de ziar.
Păi și eu eram șef de ziar. Șef de cotidian. Da, mi-aduc aminte că filmai. Atunci șeful tău era... cu Andrei era, era cu 20 de kg mai slab. Stai un pic. Și tu cu 30. Nu, Dan Diaconescu era directorul tău. Tu erai... Tu erai... Dan plecase deja de la ziar. Nu, în mai atunci era încă... Plecat imediat. Și Andrei era cu camera de filmat pe vremea aia, ceea ce era mare lucru, cu aparatul, filma și... Deci mai filmat. Te-am filmat și am filmat tot. Dacă nu filmam întâlnirile astea grozave, astăzi... În pandemia asta care pe mulți i-a blocat... Bun, când vii cu alea? Bine, facem o dată pe lună și venim cu toate amintirile, filmările și așa mai departe. Da. Andrei, poți să te concentrezi un pic? Știu că e nu greu, mă intimidez dar... pentru că te cunosc. Vreau să te intimidez. Tu ești mai moale decât sufletul unei femei îndrăgostite. Nu vreau să te intimidez cu nimic, dar nu mă pun în situația să-ți aplic o pedeapsă corporală. Porcorală. Că iau chitara și știi gulerul ăla a la Maria. Uitați aici. Stewart, cum se spune. Da, e aici chitara în caz de nevoie. Andrei, hai să luăm cu începutul. Cum ai ajuns tu în familia Păunescu? Ar fi prima întrebare. Păi, tata spune că... În primul rând, mama spune că tata e tata. Asta corect. E prima chestie. E bine. Apropo, pe 29 martie a fost ziua de naștere a mamei mele, 80 de ani de la naștere. 80 de ani. Din păcate, în 2012 s-a dus și am publicat un lucru uluitor. Nici nu știam că l-am filmat. M-am dus la ea acasă în 1 martie 99. Băi, noi nu putem să legăm trei cuvinte. Când trebuia să fie evacuată din casă. Și am filmat-o recitând și spunând lucrurile. Păunescu, te dă afară din local. Revin la cum am apărut eu, da. În familia Păunescu. Da, da, în nopțile în care rușii intrau în Cehoslovacia în 68, în august 68, tata era în apartamentul lor mic din blocul Scala în București. Mama era plecată cu sora mea, s-o odihnească Dumnezeu, Ioana, la Mogoșoaia. Mama credea că tata, stând singur acolo, face tot felul de năzbâti. Și a venit în miez de noapte cu Ioana de mână. Până la 1 noapte a venit acasă să-l prindă. Când a ajuns la ușă, a băgat cheia în ușă și a auzit voci înăuntru. Și a zis, gata, îl prind. Și când a intrat, tata dormea și asculta posturi străine care transmiteau intrarea rușilor în Cehoslovacia. Hei, și acum mărturia părinților este următoare. Tata, aproape dormind, a fost... violat. Violat de mama, care era cea mai pudică femeie din lume și cea mai păi reținută. Bucuria că era singură acasă. Adică probabil, știi cum tata s-a trezit după ce a plecat mama înapoi, că ea a plecat repede. A luat-o înapoi cu Ioana, dar m-a luat și pe mine de la el atunci. Așa am ajuns eu în familia Păunescu. Mm-hmm. Și de primii aici, ani? Primii ani au fost anii 70. Anii 70, eu sunt născut în 69. Imediat ce am deschis ochii, am văzut că sunt undeva într-o sală, pe o scenă, am văzut trupa Phoenix, am văzut Mircea Vintil, am văzut Doru Stănculescu, am văzut Șambala, am văzut pe Florian Pitiș fiind Moș Crăciunul nostru în 73. Era fabulos, era un adevărat vis american românesc de adevărat, de libertate, de creativitate. Mm-hmm. Și am trăit în redacție, am trăit în culise și din 79 pe scenă. Părinții mei s-au despărțit după o luptă de păi ani. Nu povestește lupta pe tine, că a fost o bătaie. Mie mi-a povestit de multe ori tatăl tău și e o chestie extraordinară. S-au despărțit. Da. Era clar că părinții mei n-aveau cum să rămână împreună, pentru că erau firi cu totul diferite. Mama ta, poeta... Mama mea, poeta Constanța Buzea. Și mulți îmi spun, vai, săracul de tine, Zac, s-au despărțit părinții, dacă rămâneau împreună. Și eu le spun, dacă rămâneau împreună, mureau amândoi la 35-40 de ani. Așa s-au despărțit. Eu am fost o victimă, eu și Ioana am fost copii victime că n-am putut fi cu părinții amândoi, dar ei au supraviețuit. Povestește despre tine. Despre pentru mine. Că tu te-ai dus la început cu tatăl tău. Nu, nu. Nu, ai rămas cu mama. Am rămas cu mama. Și după aia a venit... Tata, disperat, că știa ce fond bun am. Știa excepțional, ce miză, da. Știa te-a, ce miză, te-a simțit, am. Te-a văzut. A încercat în justiție. Cu mama s-au aliat toți politrucii și toți staliniștii vechi, care erau pe Adrian Păunescu, pentru că el era contra sistemului. Le zgudea scaunele cu cenaclu, cu revista. Și mama credea de bună credință, fiind credea că țin cu ea. Nu, ei luau pe el. S-au aliat, tata a aflat și s-a dus la Ceaușescu. Și a zis, tu așa Ceaușescu. Justiția nu este corectă. Nu că nu trebuie un copil să stea cu mama, dar soția mea este înconjurată de o... Așa. Ajutați-mă cumva să scap de această nenorocire, că vreau pe băiatul meu să-l cresc bine și să-l las și mamei lui. Pentru că eu, fiind la mama, n-aveam acces la el. Bun. Deci... Tatăl tău nu avea acces. Tata nu putea să mă vadă pentru că mama speriată că eu o să cunosc mirajul ăsta, minunăția asta de,
cenaclu, cu artiști, cu așa mai departe. Nu mă lăsa. Și tata nu vrea decât să mă scoată din pușcărie de acolo. Să nu înțeleagă cineva că m-a salvat de vreun dosar penal. Din pușcăria de familie. Să mă scoată și apoi să îmi deschidă universul și să am o relație normală și cu mama. Bun, când a auzit mama că tata s-a dus la Ceaușescu, a cerut și audiență. S-a dus și ea la Ceaușescu. Doamne Dumnezeu! În fine, lucrurile s-au rezolvat în sensul că pe mine m-a răpit de pe stradă. El avea hotărâre... Săracul Ceaușescu, eu! Nu, Ceaușescu! Tata a obținut o sentință definitivă. Cum te răpi de pe stradă? Stai, avea sentință definitivă de vreun an și ceva. Câți ani aveai când eu se judecă? 9 ani, să fiu la el. Deci aveai 9 ani. Aveam 9 ani. Și când ajunsesești la tatăl tău. Nu se putea executa sentința că mama venea cu mine, stătea la școală în clasă cu mine sau nu mergea la școală cât o lună, două. Și la un moment dat tata, în combinație cu niște prieteni ai lui, m-au răpit de pe stradă. El n-a fost de față. M-au dus la tata și tata mi-a zis, bă, două luni vreau să mă cunoști și după aia, dacă nu-ți place cu mine, poți să te duci să trăiești unde vrei. Dar nu înainte să mă cunoști. Și așa a făcut. Am plâns, eu urlam, vroiam să stau la mama și după două luni m-a dus în fața casei mamei, înainte de Crăciun, în 78, și mi-a zis, mă cunoști, de acum ai alegerea ta, că ești prea deștept ca să nu-ți dai seama. Ești la mine, ai dreptul să ai relații normale și cu mama ta. Mi-a deschis ușa la mașină, m-am dus la mama, am făcut și un teatru, am intrat în casă și am zis, plâns, mami, diferența e așa, când eram la matare, la tata nu putea merge. Când sunt la el, pot veni oricând la matare. Sărut mâna și mă duc înapoi la mașină. Și ai plecat la tăicătă. Și am plecat și după aia s-au normalizat relațiile. Ce să spun? Și am început... Povestește, Andrei, că n-ai povestit niciodată. Că am început să merg kilometru cu kilometru, noapte de noapte cu el prin țară și să... Care era atmosfera? Care era starea? Atmosfera și care era relația ta cu Adrian Păunescu? Relația mea cu tata era... Unele lucruri chiar nu se pot spune aici, pentru că ne împiedică regulile de televiziune. Relația era de cei mai buni prieteni, chiar dacă eu eram un copil, până în intimitățile alea, în substraturile în care mulți părinți nu ajung cu... Adevărat, și de-aia copiii ajung să se inhibe, de-aia copiii ajung să fie niște frustrați. Deci era cel mai bun prieten sexual, al tău și da. Se trata ca pe un da. Copil mare. La un moment dat, vă dezvălui chestia asta, era la un spectacol în anii lui de nebunie aia, de tinerețe, de maturitate liberă. Se despărțise de mama, nu o cunoscuse pe Carmen și la un moment dat, vine o fată la el să-i dea un autograf, o femeie. Îi dă autograf și se întoarce către mine și Andrei, vine-o puțin. Și în timp ce îi dădea toate, mă spunem și mie, am avut ceva cu fata asta sau nu? Să știu cum îi scrie. El avea mai multă încredere în tine, în memoria ta, decât în el. Da, da. Trebuie să vorbești frumos despre Carmen, pentru că ce nu știu... Ei, glumesc, stai un pic. Ce nu știu cei care ne urmăresc, toate scrisorile de dragoste pe care le-a primit Adrian Păunescu sunt la Carmen. Și eu va trebui la un moment dat... Ascultă-mă! Vezi ce spui, fiică? Tăiem numele. Și așa de 10 ani suntem în procese. Nu mai, stai puțin. Și așa, cine știe, se mai trezește Carmen acum cu un proces că dosește averile? Eu spun că acolo sunt niște chestiuni care țin de literatura română. Sunt scrisori de dragoste pe care Adrian Păunescu le-a primit de-a lungul timpului. Carmen. Și în altă parte, știu, și în alte părți, unde sunt scrisorile de dragoste ale lui Adrian Păunescu. De dragoste către Adrian Păunescu. Nu, și scrise de Adrian Păunescu. Carmen. Hai să spun ceva. Carmen gândea la un moment dat să scrie o carte, sper să nu fi renunțat, o carte care să se numească așa, inspirată din aceste povești, din aceste scrisori. Pe care le primea tatăl tău. Femeile care l-au iubit pe bărbatul care mă iubește. E, ce frumos! Da. N-a scris-o, poate totuși. Da, are timp. Carmen, apucă-te de treabă. Hai că e timp. Da. Bun, și dintr-o dată ai simțit și tu nevoia să cânti, să fii pe scenă, să faci parte din, din echipa cenaclului, ceea ce era foarte important. Și vreau să spun ceva. Am fost serios și am fost bun și am învățat chitară și am învățat tot ce am putut. La un moment dat când mi s-a mai așezat vocea și am putut să și spun ce... Eu nu cânt. Deci să nu vă apucați să stați că la n-are voce sau nu. Eu nu cânt, eu spun niște mesaje. Cânti în felul tău, ceea ce e foarte important. Important este ce spui acolo. De mic m-am lovit de niște lucruri care acum îmi folosesc. Gândește-te că eu eram în spatele tatălui meu la toate, în toate redacțiile, în toate mediile. Și vedeam și pe cei care îl iubeau necondiționat și îl adulau și îl lingușeau unii. Și vedeam și pe aia care îl bârfeau și care îl urau. Și atunci pentru mine, de mic, a fost clar că oamenii sunt și orbi de dragoste extraordinară. Și
N-a fost un șoc pentru mine, mai ales în 90, să văd ura aia teribilă care a apărut în societate. Pentru că eu știu atât de mult. Scuze-mă, despre... un filozof... Vrei să vorbești numai tu, te dau afară local. Un filozof român, sau, mă rog, un eseist român, a zis o chestie foarte bună pe care am pus-o și într-un curs de presă. Că în România, păcatul e următorul în presă. Cei ce vor să laude lingușesc, cei ce vor să critique, înjură. E foarte, foarte adevărat. Andrei Pleșu a zis chestia asta. Andrei, eu știu multe din toată perioada aia și lucruri absolut excepționale. Au fost puține lucruri care să spun că mi-au pus un semn de întrebare. Dar tu, la un moment dat, te-ai rupt de tatăl tău. Adică dictatura a luat sfârșit. În sensul... Vrei să-ți povestesc... Înainte să povestesc cu Mauro, vreau să vă spun, prieteni... Hai să-ți povestesc ce îmi zicea mie. Da. Să-ți povestesc perspectiva mea. Că l-am întrebat, la un moment dat, tu n-ai mai apărut. Cum n-am mai apărut? Stai un pic. Doar că m-am mutat să dorm și eu în altă casă. Păi nu, nu, nu. El vrea 24 din 24. 24, exact. Păi ție ți-e ușor să vorbești. Și, că tu vorbeai la telefon cu el odată pe zi. Nu vorbeam, noi vorbeam până la 3-4 dimineața. Așa. Da, da, dacă și spunea, vino să scriem. Știi când am dovedit că nu mai răspundea la telefon și m-a sunat Dinu Săraru și mi-a zis, sau nu mai știu cine, da, cred că Dinu Săraru, mi-a zis, băi, ești primul care l-ai dovedit pe ăsta. Că ăsta i-a omorât pe toți, că îi ține până la 5-6 dimineața cu cenaclu, cu revista, cu telefoanele. Știi ce? Tu să mă întreb de ce am plecat eu. Pentru că eram mult mai tânăr, aveam 32-33 de ani și l-am... Da, la 30 dovedit. De ani am luat următoarea măsură. M-am dus eram să dorm la 30 de ani. Să dorm în altă casă. Mă las să povestesc eu din perspectiva lui Adrian Păunescu? Sigur, el a fost distrus. Și din perspectiva mea. Zic, Andrei, ce face domnul Păunescu? Nu mai apare. Lasă-mă în pace, nu mai. Stați, domne, ce s-a întâmplat? Eu știu câte ceva și știi că îmi plăcea să-l zgândă foarte tare și nu se supăra, că am zis că e Gușe șeful lui. Provocator, mic. Gușe, am zis că e Gușe șeful lui, nu știu ce, n-a vorbit cu mine săptămâni și o punea pe Carmen sau le punea pe Carmen sau pe Ana să-mi scrie. Și eu îl sunam ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Și zic, lasă-mă, nu mai... Zic, ce s-a întâmplat, domne? Zic, ce fiu risipitor, n-am mai rezistat, că-l întărâtăm. Zic, păi ajunge până când o viață, un trai asta și un trai nefericit. Da, eu la 30 de ani am hotărât să mă duc puțin mai departe. El era contrariat pentru că era obișnuit să fie părăsit de toți cei pe care îi ajuta, pe care îi construia și ăia să dispară cu totul. Eu doar m-am dus să dorm în altă casă, dar veneam, făceam, doar că unele lucruri le mai făceam și pentru mine. Și era contrariat că nu m-am rupt de tot. Și îi spuneam, tată, e cel mai sănătos să știi distanța potrivită. Bineînțeles că da. Bun, și să vă spun ceva, dragi prieteni, când am vorbit cu Marius Tucă pentru emisiunea asta, și repet, mă mir că s-a grăbit după 25 de ani de când o face să mă invite. Bine, îmi pare rău că nu te-a invitat cu 20 de ani. Mi-a spus, Andrei, deci nu Adrian Păunescu. Nu mai nu, am zis că vorbim și despre viața ta, n-are cum să fie. Ca să vedeți că este imposibil, e imposibil. Păi, dragul meu, tocmai spuneam, a ajuns la vârsta de 30 de ani că te-ai rupt într-un fel de el, da? Și să spun ce zicea el. Lasă-mă cu ăsta, gata. Toată viața, nu știu ce, acum s-a găsit el singur viața lui și nu știu ce. Asta îmi spunea. Și o înțelegeam perfect și îți gândeam. Dar să până când ceva. O viață amară, domnul Păunescu, și-o trai nefericit. Nu se poate armata la nesfârșit. M-a întrebat de relația mea cu el. Era și șef, și prieten, și confident, și copilul meu, pentru că uneori îmi cerea sfaturi de copil. E adevărat. Și cel mai și dur. Eu când am plecat în armată, știi că am fugit de acasă ca să mă duc în armată 6 luni să mă odihnesc. Ce bine. A încercat, zic că cum pleci? Ne mai cerea sfatul și în probleme de dragoste. Ne cerea el sfatul. Da. 10 vieți dacă avem noi. A, bună, bine, asta e altceva, dar zicea că uite s-a întâmplat. Nu, da, mi-aduc aminte, la un moment dat vorbeam la telefon, apropo de tine și faptul că te-ai invocat tot timpul, și pe Ana, bineînțeles că era acolo, crescuse Ana, și zicea un vers genial. Și eu îi spun, zic, ăsta că e al meu, ăsta zic că e al meu. Cum să fie al tău? Foarte bine, să mă duc la telefon, zic că eu l-am spus, care e problema? Și știi ce făcea? Nu cea, Andrei, vină încoace, notează repede asta. Sunt două cântece la care o țin foarte tare și vreau să vorbim despre ele. Hai să vedem poza cu Nichita Stănescu. Mă lași să spun ceva. Nu, bineînțeles că nu. Vorbești de Nichita, care mă duce cu gândul la o chestie foarte tare. Ultima mea ieșire împreună cu tatăl meu, undeva în oraș, dacă se poate spune așa, a fost către mijlocul, până în 20 și ceva octombrie 2010, deci cu puține săptămâni înainte să se ducă, am mers să ne întâlnim cu Marius Tucă la tavernă pe terasă. Aia a fost ultima ieșire a noastră în oraș, la tine.
Da. Și nu e o întâmplare. Nu a fost așa o chestie. Da, de... da, eu am fost acasă cu câteva zile înainte de a se întâmpla, când i-am spus un lucru și zicea lui Carmen, uite Carmen, asta trebuie neapărat să o scriu. Că îl chema mereu pe doctorul Târgoviște și zic, domnul Păunescu, haideți să vă spun ceva. Pentru că m-au chemat și Carmen și Ana să-mi spună că nu e bine și că să stau de vorbă cu el, că eram ultima instanță, de multe ori știi bine. Și, într-adevăr, când l-am văzut, era foarte moale, slăbit, abia vorbea, se mișca aproape deloc. Și eu zic, și el zic, domnul Păunescu, trebuie să mergeți la un consult. Pentru că nu e în regulă să stai. Cum, ce consult? Abia a plecat de la mine doctorul Târgoviște. Zic, domnul Păunescu, haideți să vă spun cum e cu domnul Târgoviște, care e un om, un doctor excepțional. V-ați obișnuit atât de tare cu el cum v-ați obișnuit și cu boala. El nu poate să mai spună că sunteți bolnav sau nu bolnav 100 de ani. Puteți muri mâine pe mine și el nu vede asta. Pentru că s-a obișnuit cu bolnavul, cu pacientul, cum v-ați obișnuit. Carmen, uite ce extraordinară sănătăți. Și eu l-am convins atunci să meargă la spital într-un târziu. Dar el era ca leu și ca avion. Un leu care merge așa în baston și care îmbătrânește în fotoliu. Sau un avion care stă, da, nu se poate nu asta. Mai înseamnă adevăratul. Da, și am adevărat. O poză. Uite, îmi pare rău că n-am poza. O rog pe Ana, dacă se uită la emisiune, să mi-o trimită. O poză, e ultima poză pe care noi doi am făcut-o. Și când a venit, a fost o chestie extraordinară, când s-a dus la spital, l-am sunat și zic, și era, lăsă-mă cu spitalul, cu asta nu, e ceva imposibil. Zic, ce domne, stați liniștit, abia acum, mâine vă aduc niște un compot de prune. Nu știți că la spital se face compot de prune? Și a început să râdă. A fost ultima dată când l-am auzit și a făcut să râdă, pentru că inițial a fost bine, după care a intrat în comă. Și a scris acel poem pe care și l-a înregistrat și vreau să povestesc despre asta. Nu, și eu l-am înregistrat. Am intrat fraudulos și să știi că am și filmul. Am și filmat acolo. Ai și filmul. O să-l dăm într-o altă emisiune. Nu o să-l dăm. Cum o să-l dăm? Peste următorii 25 de ani. Nu o să-l dăm. O să-l dau eu, nu o să-l dau. Păi nu, o să-l dai tu și după aia îl dăm și noi. Eu oferta am făcut acum câteva luni. Să vin cu această comoară. N-am apucat să discutăm. Gata, a zburat, Păunescu, a zburat comoara cu ața. Hai să dăm poza cu Nichita Stănescu înainte cu câteva zile de a împlini 50 de ani. Te rog să povestești tu de fapt. Sala polivalentă, 27 martie 83. Nichita Stănescu avea un picior fracturat. Era și supărat, era și bolnav. Nimeni nu-i organiza la 50 de ani o sărbătoare pe... O sărbătoare apropo națională. Apropo de că Nichita... Nichita, sigur. Da. Și tata a organizat cu 11.000 de oameni înghesuiți în sala polivalentă la Cenaclu o dați sărbătoare pentru Nichita. Pozați și era pregătit tata și să facă sărbătoarea fără Nichita. Dar el când a auzit ce se întâmplă la polivalentă, a vrut să vină. L-au dus pe brațe, practic, cu o mașină și a urcat pe scenă ținându-l de umeri. Și așa și-a sărbătorit Nichita Stănescu ziua de 50 de ani, ultima lui aniversare, pentru că în decembrie avea să moară. Atunci i-a zis tatălui meu, văzând miile alea de oameni care au tăcut mormântal când a recitat, care l-au aplaudat cu frenezie, care au plâns, care l-au aplaudat, i-a zis, Adrian, ești tatăl cu cei mai mulți copii din România. Bine, nu se referea la ce pățim noi. Ce pățești tu, adică. Și atunci tata a spus, bucurați-vă să-l ascultăm pe Nichita cel viu. După câteva luni Nichita nu mai era, din păcate. Da. Dar apropo de asta, știi, Nichita Stănescu, nu s-a gândit nimeni când Nichita Stănescu împlinea 50 de ani să-i facă ziua, să-i facă un eveniment de felul ăsta, da. Dar incredibil. Cu puțin... Arăta și cealaltă poză a lui Nichita Stănescu, v-am dat-o ieri, e o poză atât de frumoasă, vă rog. Nichita, rog. La un moment dat, i-a trimis tatălui meu un cadou, o bucată de lemn, așa, în uite care ce poză frumoasă era, cu Nichita. Inserat așa o monedă, el era colecționat de monede antice. Și era cumpăratul Hadrian. Și dedicația dată de Nichita pe bucata aia de lemn era așa: chipul împăratului Hadrian, împăratului Adrian, de la împăratul Nichita. Ce frumos! Adică... Superb! Dar mi-a povestit la un moment dat Adrian Păunescu despre o poveste de dragoste, de fapt despre o femeie care ar fi putut fi o iubire și a lui Adrian Păunescu și îmi povestea că iubea era... poeții femeie. la modul poeții. Concret. Hai să dăm, până să dăm o pauză, hai să dăm, să ne spui povestea cântecului Doamne ocrotește pe români. Adevărata poveste, da. Știi cum făcea Dan Diaconescu în direct? Da. Adevărata poveste, și nu glumesc deloc, dar îmi vine să râd, adevărata poveste a cântecului, cine a scris versurile, cine a făcut muzica la Doamne ocrotește pe români. Hai să
Hai să dăm filmul. Da. Putem să dăm? Dacă nu putem... Noi în cel dintâi război am ajuns prin moarte noi. Doamne, ocrotește pe români. Am dat sânge și sudoare pentru România mare. Doamne, ocrotește-i pe români. Am dat viață și soldați pentru patrie de frați. Doamne, ocrotește-i pe români. Am dat fapta, am dat zisa de la Nistru până la Tisa. Doamne, ocrotește-i pe români. Dar pe urmă-n 40, anul mari fără de legi, Doamne, ocrotește-i pe români. Două fiare ne-au mușcat, ultimatum și dictat, Doamne, ocrotește-i pe români. Biata lume nu știa că-ntr-o zi la Moscova, Doamne, ocrotește-i pe români. Au semnat un Bahneio, Molotov și Ribbentrop. Doamne, ocrotește-i pe români. Vesuri Adrian Păunescu, da. Muzica... Muzica, o linie melodică populară pe care eu am luat-o și am prelucrat-o în acest mod în care o auziți. Povestea este foarte simplă. În anii lui de interdicție... Nu te grăbi, că mai avem 5 minute. Nu te grăbi, te rog, zi. În anii lui de interdicție, în care mergeam prin țară și scriam cântece, nu îi se permitea să facă nimic, nici cenacul, nici presă, la un moment dat în mașină, chiar la Ciucea, în drum spre Ciucea, loc unde odihnește Octavian Goga, până când nu o să-l scoată de acolo, că se retrocedează tot. Așa? A zis, mă, hai să scriem un mare cântec. Murmură ceva. Eu eram la volan, el era în dreapta și în spate erau Lelia Vaida, un copil minune al cenacului Flacăra, cu un pix. Și mi-a zis, murmură ceva. Și am început să-i murmur un cântec care ne plăcea nouă foarte mult în perioada aia. Sus pe malul Nistrului, paște calul rusului. Na, 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 na. Paște calul și nechează, șade rusul și oftează. Na, 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 na. Stai, rusule, nu ofta, că Moldova nu e a ta. Șapte mere într-o basma, noi merem la Moscova. Și ultima strofă. Și din pielea lui Stalin o să facem crep de șin. Și dintr-a lui Molotov face fețe la pan. Dar tu, Horti, ce gândești? Să bei ceai la București. Da, da. Dar tu, Horti, ce gândești? Noi bem ceai la Budapești. Și așa mai departe. Și el începe să dicteze cântecul pe care l-ați auzit. Noi în cel din tâi război am ajuns prin matul noi. Refrenul la începe să dicteze versurile. Versurile. Da, eu conduceam și murmuram, el dicta versurile. Și pe un drum viitor, pentru că piesa inițial s-a numit Scurtă istorie, pe un drum viitor, nu mai știu, cred că mergeam la Craiova, a zis, băi Andrei, știi ce? Este îngrozitor ce lași suntem și ce lipsiți de curaj cu identitatea noastră. Băi, ungurii au ca im ceva fabulos. Acum, în plin comunism, că eram în comunism, au imnul lor de stat și acum, cu armate rusești pe teritoriul lor, Dumnezeu să-i păzească pe maghiari. Și a zis, gata, schimbăm. Deci refrenul la cântecul nostru va fi Doamne, ocrotește pe români. Și s-a terminat cântecul ăsta. După ce el a fost cântat cu niște riscuri uriașe atunci de noi, l-am lansat în mod public și la radio. S-a dat întâi la Europa Liberă și la Radio Chișinău, nu la București. Că la București mâncătorii de... Nu mâncătorii. Lașii. De Calești. Așa. Erau și atunci, cum sunt și acum. Și s-a acreditat, după care au venit tot felul de... De fapt, nu tot felul, a venit o solistă de muzică populară care a luat refrenul, a luat muzica asta, sigur, de origine populară, dar prelucrată de mine. De tine. Și a băgat niște versuri din astea, o maimuță reală, Doamne, nu uita, de noi suntem sărași prin dene. Păi, dar schimbă cu totul sensul. Sensul, că tocmai eram... Adică, ăla e un cântec de forță. De... Și aici suntem sărași. Plânsul meu sunt zadar. Bun. Uh-huh. Ăsta pe care l-ați auzit este original. Celelalte sunt niște copii, niște... Da. Hai, cântă-ne refrenul și luăm o scurtă pauză. Vedeți că v-am trimis poza, ultima poză a mea cu Adrian Păunescu, o dăm după pauză. Refrenul, te rog să-l cânti. Astfel am intrat și noi în al doilea război. Doamne, ocrotește-i pe români. Haideți, domne mareșal, în Moldova și în Ardeal. Doamne, ocrotește-i pe români.
Cât o fi român, român, pruncul va primi la sân. Doamne, ocrotește-i pe român. Adevărul adevărat despre tot ce s-a întâmplat. Doamne, ocrotește-i pe român. Ține minte, fiul meu, că există Dumnezeu. Uite cum a fost și cum va fi. Și un jurământ te leagă, țara noastră nu întreagă, însă asta doar până într-o zi. Când vei fi și tu bărbat, să te simți mereu soldat, Doamne, ocrotește-i pe român. Pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe român. Închipuiți-vă stadioane, piețe sau în ultimii ani plaja de la Vama Veche cu zeci de mii de oameni la cântând la Focchio, da? Cântând la Focchio piesa asta. O scurtă pauză, ne întoarcem cu Andrei Păunescu. Avem prea multe de vorbit, deci pe următorii 20 de ani o să te invit mai des. Pauză. Asta e, Tăticule. Vreau să-ți fac o declarație. Țin foarte mult la tine, Andrei, și am nevoie de tine și mă bucur de fiecare sprijin pe care mi-l dai și de dăruirea ta. 91. În 91 am filmat în curte, după ce l-am condus pe Sergiu Nicolaescu, alt film pe care l-am făcut acasă. Venise pe la noi cu o problemă și mi-a făcut mărturisirea asta. Și n-aș vrea să treacă, emisiunea asta fără să vorbim nu numai de identitatea națională și de identitatea familială, ci și de identitatea sentimentală. Pentru că el spunea și într-un cântec pe care cânta George Nicolescu, versurile lui, toată forța mea, toată pofta mea de viață, fapta mea de zi cu zi, sunt întregi atât cât încă pot iubi. Eu am înțeles de la el că dragostea adevărată, a iubi nu e eroare. Căutați, a iubi nu e greșeală, căutați zi de zi o iubire mortală. Deci dragostea în sine este morala supremă, indiferent cât deranj provoacă. De exemplu, am învățat că un bărbat e foarte greu să se mai întoarcă acolo de unde a plecat sau dacă a plecat cineva de lângă el, știi? Și mi-a intrat în sânge lucrurile astea și în convingeri și când am început să scriu cântece, la un moment dat, trecând și eu prin dramele mele, uite, am scris un refren. Și vă spun și dumneavoastră, că știu că sunteți foarte mulți tineri care treceți prin convulsii sentimentale. Nu plecați la nevreme dintr-o relație, că s-ar putea să nu vă mai puteți întoarce în ea. De ți-ar veni iar gândul bun, nu știu ce aș mai putea să-ți spun. Să fim prieteni n-are rost, să te iubesc aș fi un prost. După ce din joc te-ai scos, de-ai mai veni cum i-ai tot spus. Ca amant ai fi prea jos, ca soție ai fi prea sus. Odată o să vorbim despre cântecele de dragoste. Am trimis multor prieteni la un moment dat, pentru că datorită Anei, care le are cu tehnica digitalizarea, multe dintre poemele lui Adrian Păunescu circulă și pe WhatsApp, la oamenii cunoscuți, da, dragi și apropiați. Și am trimis câtorva, iubiți-vă pe tunuri. Știi care a fost reacția? Iubiți-vă pe tunuri era un și un clișeu legat de Păunescu, iubiți-vă pe tunuri. Iubiți-vă pe tunuri e unul dintre cele mai frumoase poeme de dragoste din literatura română, dacă mă întreb pe mine. Ce parabolă, și oamenii au descoperit, da, se face pielea de găină acest poem, și zice, nu pot să cred că ăsta, că în primul rând, că ăsta e poemul, că asta e poezia, iubiți-vă pe tunuri. De o frumusețe tulburătoare și rog pe cei care se uită la noi să caute poemul, să-l citească cap-coadă, chiar dacă e mai mare. Poemul iubiți-vă pe tunel, absolut minunat. Apropo, ca să închid fraza anterioară, ideea, el nu s-a întors niciodată la o iubire pe care a rupt-o sau care s-a rupt. Niciodată nu s-a întors. O făceai deliberat sau pur și simplu? Nu putea. El spunea, domnule, în momentul în care partenerul, femeia, zice el, pleacă și stă suficient de mult timp departe de mine, dacă se întoarce, miroase altfel. Sufletul îi miroase altfel. Nu se mai poate. Știi că am o emisiune cu el, absolut extraordinară. Nu am văzut-o, uite, a trebuit să o văd. Acum m-aș uita la ea cu alt ochi și m-aș uita ca și când aș fi făcut-o eu. Atunci când a suferea foarte tare din dragoste. Da. Și am zis că hai să vorbim despre asta cu tot riscul pe care și l-a asumat.
E o emisiune absolut fabuloasă. Da, el nu s-a ascuns niciodată. Pentru că pentru el cel mai greu era să mintă. Mulți spun, dom'le, ce actor bun era Păunescu. Nu era deloc actor. El când vrea să joace un rol, era un actor de mâna 14-a. El era senzațional că juca rolul. Când juca rolul. Ai scos cărți de poezie, ai cântece pe versurile tare. Păi, sunt multe care îmi plac foarte tare. Apropo de ce ziceam mai devreme cu dragostea. Dacă e să plece dragostea, lăsați-o să plece. Lasă-o să plece. Da, dar pe de altă parte spui, vezi să nu pleci tu prea repede într-o relație. Iar asta, care e și pe tricomie și o carte și un cântec, eu bag la patron, eu bag la stat. Eu un cântec cu mare succes peste tot unde îl cânti. Vadim odată m-a sunat în 2012 și mi-a zis, doamne, vedea că circulă piesa asta și mi-a zis, doamne, frumos cântecul ăsta, nu știam poezia asta a lui Adrian. Și eu zic, domnul Vadim, m-am mai scris și eu. Acum tot ce fac bun, sigur că îi se Andrei, cuvine. Tu trebuie să recunoști că tu ai trăit în umbra lui multă vreme și personalitatea ta într-un fel sau altul. Ce umbră fabuloasă, ce umbră fabuloasă. Alo, umbră fabuloasă. Intră. Dar într-un fel sau altul, știi cum, că la umbra marilor stejari, cred, nu prea... La umbra marilor stejari, stejerei, cresc ciuperci. Hai să ne spui povestea. Ciuperci ești tu. Băi, există ciuperci bune, comestibile, ciuperci. Bine, cum se cheamă cântecul ăla genial, cred că cel mai frumos cântec al Tatianei, pe versurile tale? Se numește, nu știu, Pe patul părăsit. Pe patul părăsit. Da. Căutați Pe patul părăsit să dăm la un moment dat un pic audio în din el. În altă emisiune. În altă emisiune. Nu. Treceți batalioane Române Carpați. 1978. Adrian Păunescu făcea România au talent de adevăratele apă în țară. Se ducea la oameni acasă și îi descoperea. Și la Baia Mare, la audiție, tot felul de coruri, tot felul de soliști. Trebuie să spunem că erau foarte multe audiții, oameni care veneau înainte de spectacole pentru ale Cenacul Flacăra. Asta o făcea pentru televiziunea română. Uh-huh. Avea o emisiune la televiziunea română. În anii 77-81, Cenacul a fost mai puțin prezent. A făcut emisiuni de televiziune. Uh-huh. Atunci a descoperit nenumărați artiști. Și erau aceste audiții. Audiții. Pentru, îți dai seama, TVR-ul, singurul canal. Pentru gala care... Televiziunea publică, nu TVR, la așa. Păi așa se numea televiziunea română, singura. Și la un moment dat un cor senzațional de țăran român din Maramureș, din Finteuș, vine, oamenii îmbrăcați în șubă, și încep să cânte tot felul. Partid, iubit, partid, comunismul, societatea, spune, doamne, sunteți ca niște daci, sunteți frumoși, dar cântați niște prostii, îmi pare rău. Vreau să altceva. Noi cântăm, doamne, niște chestii tematice de brigadă, și tata spune, doamne, dar un cântec adevărat n-aveți? Mm-hmm. Și Valentin Băințan, dirijorul corului, spune, Tașu Păunescu, se uită la primul secretar Gheorghe Pop și zice, avem, da. Și Pop, șef la partid, îi spune, hai cântați ce cântăm noi noaptea, după când rămânem singuri la masă. Și au început să cânte. De ce batalioane române, Carpații, la arme cu frunze și flori, vă așteaptă izbânda, vă așteaptă... Se ridică părul pe mână, începe să plângă, ce extraordinar. Gata. Îl înregistrează în gală cântecul și când să-l difuzeze, de la TVR se spune, nu se poate. Tata sună, lașule, nu știu ce, nu știu. Sună pe Dumitru Popescu, Dumnezeu, care era ideologul șeful. Dumitru Popescu, da, Dumnezeu, ce da, n-am? Și spune, Pașu Popescu, lași ăștia, nu vor să, de la televiziune, nu cred cântecul ăsta, nu cred. Și tata spune, pe cum, adică nu aveți putere de decizie? Păi mai sus decât dumneavoastră, nu e decât tovarăși. Mm-hmm. Tata ia caseta, cu casetofonul se duce în geantă. În geantă, în audiență de urgență la Ceaușescu în câteva zile. Îl primește, intră acolo. Și de drumul la casetofon. Putea să fie cu un ciocan de șnițele. Și Tașu Ceaușescu, am venit să vă spun că pe steagul Partidului Comunist Român nu scrie cenzură și... Până la dumneavoastră, nimeni nu vrea să ne dea cântecul ăsta. Un cântec fabulos. Ia să vedem. Pune. Scoate tata casetofonul și zice, unde aveți o priză? Și Ceaușescu... Și tata căuta priză. Ceaușescu, era primăvară, mână cu mânecuță. Se uite și Ceaușescu, unde... Și Ceaușescu zice, păi, n-are baterii, putem să meargă pe baterii. Și tata zice, păi, tași, nu se găsesc baterii. Și că nici baterii nu se găsesc. În fine, găsesc eu o priză, îi pune cântecul. Deci era 78. Da. Îi pune cântecul și Ceaușescu se emoționează rău de tot și zice, da, o singură chestie, el știu cântecul ăsta, dar e ceva ciudat aici. Și el observă că într-un vers spuneau așa oamenii.
Înainte, înainte, cu sabia în mână, să trecem hotarele vechi. Și tata zice, da, rezultă că hotarele vechi, ale adevărate, sunt ale între români și români, ale de Ardeal. Și tata zice, o să o schimb. Și atunci a zis, înainte, înainte, spre Marea Unire, hotarul nedrept să-l zdrobim. Uh-huh. Peste mulți ani avea să audă adevărul. Oamenii învățând cântecul nu după hârtie, ci după din moștenire și din transmitere orală, înțelesesere greșit versul. Versul adevărat era înainte, înainte cu sabia în mână, să tragem hotarele vechi. Adică să le reparăm. Să le readucem. Deci era un cântec popular. Un cântec popular. Din primul război mondial. Ceaușescu a dat imediat ordin să se difuzeze cântecul și atunci tata, ca să nu pară că e un îndemn la luptă, a adăugat niște versuri. Deci sunt trei strofe originale. Toată povestea asta o găsiți pe canalul meu de YouTube. Se numește Treceți Batalioane Române Carpații. Povestea adevărată. La fiecare vers zic, aici asta a scris-o pe UNESCO, asta a scris-o poporul român, aici a modificat tata că nu știa. Aici, deci aia, un cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați, un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Sunt versurile lui Adrian Băunescu. Normal, prolog la cântecul Treceți Batalioane Române Carpații. Vadim vrea să-și asume redescoperirea cântecului. Și spune Adriane, multe ai făcut și tu, dar am făcut și eu, am descoperit Treceți Batalioane. Și tata, cum? Păi l-am descoperit când? În 83. Păi 83 după 78. Cum l-ai descoperit? Păi l-am cules. Unde? De la țăranii români. Și cum era cântecul la țăranii români? Folclor. Un cântec istoric ne aduce aminte că vreau. Și tata zice, băi, Cornele, nu știu cum ai descoperit tu folclor scris de mine. Da, da, pentru că s-a discutat mult despre asta, cine a scris versurile și așa mai departe. Trei strofe sunt ale poporului român populare și celelalte, alea... Bun. Nu, dar apropo de întâlnire... Știți ce? Tot ce vreți să aflați, toate sunt lucrurile pe YouTube, astea, sunt pe YouTube și pe Facebook. Fără să ne ferim și pe de... pagina, da, nu ne ferim de nimic, nu e nicio problemă. Nu ne ferim, să nu ne ferim să ne lăudăm. Dacă noi nu credem asta, dacă ce facem... Noi. Hai să dăm poza asta, ultima poză pe care am făcut-o cu Adrian Păunescu, acasă la Adrian Păunescu. Mi-aduc perfect aminte, o să povestesc o dată toate zilele alea. Deci asta era poza în care eu îi tot spuneam că trebuie să meargă la spital, ce las cam cu doctorul și așa mai departe. Nu îi se văd mâinile, avea mâinile foarte mici, chiar dacă era destul de corpulent chiar atunci, dar mâinile erau mici, erau niște mâini care de unui om bolnav. Deci asta este în 2010, cu câteva zile înainte de a merge la spital, să știi, cam da. Atunci. El a mers la spital ca să vezi câtă morală avea. A plecat la spital numai după ce eu am plecat cu avionul la o conferință în Portugalia, o conferință de jurnalist. N-a vrut să se interneze până plec ca să nu cumva să rămân eu acasă. Am plecat și după aia s-a internat. Poate vă să povestim amândoi, apropo, zilele alea când ne-am întâlnit, când s-a întâmplat nenorocirea, tot ce am... Era în 25 octombrie, da, tot ce am când făcut s-a atunci, da. Vreau să vă spun ceva, că este o latură pe care nu trebuie să o ignorăm. Lucrurile merg mai departe și dacă învățăm pe oamenii tineri de astăzi cum e cu limba română adevărată. Și deci, dragii adevărat. Mei, există o cultură a inculturii publice. Dacă vreți să vedeți niște lucruri fabuloase, niște greșeli de care râdeți pe burtă, intrați la mine și o să descoperiți mari pleonasme. E adevărat. Tu te-ai ocupat, tu scrie în placăra de 20 de ani scrie asta. Trupurile neînsuflețite ale cadavrelor celor decedați. Asta a spus. Sau fii atent. Andrei, nu putem să le spunem pe toate aici. Da, nu te mai da. Grăbi. Nu uita. O să avem timp, o să mai facem emisiune. Vrăjitorul din Oz era prieten cu vrăjitorul de lângă Oază. Pentru că lângă Oază erau ceic. Înțelegi? Cum a avut loc întâmplarea e una fabuloasă? Când Adrian Păunescu nu știu ce trebuia să facă și l-a sunat pe Nicolae Ceaușescu de pe stradă la un telefon public. Despre ce era, că nu mi-aduc aminte. Păi, el și cu Marin Preda, el și cu Fănuș Neagu, el și cu toți scriitorii cu care în anii ăia considerau că e normal să aibă o relație cu șeful statului. Da, corect. Așa? Mergeau pe stradă, erau săraci. Ce telefoane mobile, dragii mei, nu aveau nici telefoane. Și a sunat la un telefon așa, cu fișe. Și mergeau pe stradă, pe Calea Victoriei și discutau el cu niște și au zis, hai să sunăm pe Toașul Ceaușescu să-i spunem chestia asta. Și s-a băgat o fișă de 25 de bani în telefonul public, a sunat la CC al PCR, alo, suntem Adrian Păunescu și Marin Preda sau și Fănuș Neagu. Vrem cu Toașul Ceaușescu, poftim? Și l-au sunat și a spus, se întâmplă lucruri grave. Și se auzea tramvaiul pe stradă. Și Ceaușescu zice, mă, norodule, tu unde ești? Îl întreba.
Zice de la o cabină telefonică pe calea Victoriei. Un dictator este dictator și dacă e lăsat să fie dictator. Fiindcă dacă în jurul lui nu erau atâția oportuniști, rămânea și el mai cu picioarele pe dar pământ. Dar spune-mi, te rog, după ce n-a mai fost cenacul Flacăra, nu l-a mai primit, nu? Nu i-a mai răspuns. Da, nici n-a mai cerut. Nu, nu. L-a invitat chiar pe 21 decembrie seara, când pierduse controlul. Și atunci i-a trimis vorbă prin Eugen Florescu, prin Constantin Mita, să vină în piața Universității, să iasă la televiziune și cu autoritatea și cu popularitatea pe care le avea de la Cenacul, să liniștească tinerii care manifestau cu cântecele Cenacului Flacăra. Și nu s-a dus. Și nu s-a dus. Și el a zis că nu se duce, fiindcă nu mai are niciun fel de argument. Uh-huh. Atunci a fost o situație aproape jenantă. Ceaușescu, știind că a făcut, i s-au făcut nedreptăți lui Păunescu, a zis, transmiteți. Le-a zis consilierul că își rea Flacăra, îi dăm și casa de la Breaza confiscată înapoi, face cenacul și așa mai departe. Publicitate, ne întoarcem să ne luăm la revedere de la Țens, că n-apucăm să spunem nimic. Eu bag la patron, dar după pauză. Da. Cu aia terminăm. Am dreptul la somn, prin perne uitat, așa pot fi domn. La mine în pat, eu nu vreau să fiu pe viață legat. Eu bag la patron, eu bag la stat, eu bag la patron, eu bag la stat. Doar atâta trebuie să spunem. Pentru că nimeni are grijă de noi. Mulțumesc mult. Facem o ediție specială în care ne organizăm mai bine și avem atâta de povestit. Păi, dar n-am povestit din seriile alea. Păi n-am povestit, dar... Despre cenacul am zis că nu vorbim, că vorbim prea mult de Adrian Păunescu. Despre Adrian Păunescu ai spus că nu vorbim și numai despre... Nu, n-am zis că nu vorbim, că nu poți să vorbești. Personalitatea ta, până la urmă, e acolo. Dar pe mine nu, că nu mă deranjează. Mie uite, o să ascultați mea, la... Păi tu mai viața ta. Cel mai mare semn de slăbiciune ar fi să refuzi. Asta îmi spunea. A dezert... A zic, ce face domnul? Eu știam că îmi spusese că... Întrebai de mine. Da, da, zic, ce face Andrei? Ce îți făcea că n-aude? Zic, Andrei, ce face? Că am dar băut... și tu îl provocai. Nu știai că mă mutase. Normal. Și zic, Andrei, ce face? Că am înțeles că sunt probleme. Și ce probleme să fie? El încerca să vadă ce știu eu. Nu știu, dar așa am auzit că ar fi... Provocator ca întotdeauna. Că ar fi plecat sau ceva, că e un, ceva la mijloc. Ce? Un dezertor. Și începea să dezânțea. Un dezertor care toată viața și acum a plecat, s-a găsit că el e deștept, că nu mai are aia, că nu mai face aia și că nu știu ce. Și era o tiradă de asta, după care ce da, vom vedea. Uite, o să-l descoperiți un pic pe poetul Andrei Păunescu. O să dăm un minut din piesa asta superbă, sublimă a Tatianei Stepa, care îmi place mie foarte tare. Norocul meu a fost că mi-a cântat-o în mod direct și multe piese pe care le-am auzit sau la... cu două săptămâni, înainte de săptămâna mare vorbim atunci, ne organizăm, da? Mulțumesc mult, Andrei, că ai venit. Hai să dăm drumul la piesă. Că poate să o și cânte el așa la chitară, că e piesa ta, nu? Nu, și... e muzica aici. Ai muzică. Văzut, mm-hmm. Pleci, mai tare. Târziu în iarna grea, pe loc din om aș fi făcut zăvor. Din lacrimile seci obraz și sus și jos, în iad sau rai, o umbră daș, o umbră ai, și sus și jos, în